Bună seara, suntem din nou în direct la Iluzii, Prejudecăți, Perspective. Invitatul meu din această seară este un tip inteligent, un tip creativ, un om pe care îl apreciez enorm, un om care face parte dintr-un partid politic și cred că el reprezintă un test pentru partidul politic din care face parte, în sensul că un asemenea om poate să aibă o ascensiune firească în partidul său și aici chiar l-aș compara, aș face o relație, eu știu, nu neapărat comparație, cu Adrian Anghelescu, nu, un alt om deosebit, care și el reprezintă un test pentru partidul său. Nu este un titan al politicii Giurgiu Vene, fiindcă titanul politicii Giurgiu Vene, o să vedeți că este altul, sau titanii sunt alții. Este vorba despre Ionel Muscalu. Bine ai venit, Ionel Muscalu. Da, mulțumesc. Consilier local, ALDE. Mulțumesc mult. Și ai numai puțin despre titanul politicii locale. Știi că titanii, de fapt, în mitologia greacă nu erau toți foarte buni. Majoritatea chiar erau niște oameni, niște titani răi, că nu erau Am oameni. Am să vă spun tema emisiunii din această seară, de ce latră câinii în Giurgiu. Câinii din Giurgiu de cele mai multe ori latră din motive întemeiate, nu? Latră și atunci când se petrec evenimente. Dar știi de ce latră pozitive, cel mai des? Dar mai ales atunci când se petrec lucruri. Cel mai des latră pentru că nu cunosc Giurgiu. Adică sunt veniți din altă parte și pentru că sunt veniți din altă parte, ei sunt teritorial, încep să încearcă să ia în stăpânire teritoriul pe care au venit. Și atunci latră, se luptă, mușcă, etc. Fac diverse lucruri. Asta e o chestiune pe care am aflat-o de la oamenii care se pricep la câini. Încă ceva înainte de va discuta puțin despre unul dintre titanii politicii giurgiuvene. Multe dintre ideile care se vor vehicula aici în această seară vor fi cuprinse într-un articol în Giurgiuveni și chiar la rubrica De ce latră câinii în Giurgiu. Articolul va fi postat mâine. Dar să ne referim puțin la unul dintre titanii politicii giurgiuvene. Este vorba despre o persoană omniscientă care știe absolut totul. Cred că nu vorbești despre domnul primar. Numai puțin. Este reprezentant al Consiliului Județean în 3 ADI-uri, șef la 3 ADI-uri. Management eficient pentru un județ curat, care se ocupă de problema deșeurilor. Un alt ADI iluminat public eficient. Un alt ADI sănătate asigurată prin apă curată. Aici e vorba despre apă și canalizare. În același timp și sub același raport, nu vorba de la logică, este reprezentant al asiguraților și delegat al Consiliului Județean în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Este administrator public al județului. Este consilier personal al domnului Marian Mina, președintele Consiliului Județean. Cred că cred că ultimele două nu sunt corecte, se exclud. Deci nu poți fi și administrator public și consilier. A fost consilier până acum o zi, două, trei. Am înțeles. Bun. Șef de campanie, a fost desemnat șef de campanie al alegerilor parlamentare. Este președinte al GLAC Giurgiu Ruse și se ocupă de probleme de agricultură, cooperare și colaborare Giurgiu Ruse. Te întreb, nu, văzând atâtea și atâtea funcții, e clar că este vorba despre o persoană omniscientă, te întreb și îl parafrazez acum pe Anatol Franz, cât mai are timp domnul Răzvan Cuc, fiindcă despre dânsul este vorba, să privească albastru cerului necomestibil? Cred că rar. Dar să știți că o parte din lucrurile acelea le-am făcut și eu, chiar nefiind titan și nefiind... Dar am fost și eu administratorul public al județului Giurgiu, am fost și eu președintele GLAC și am avut și eu în activitățile mele atribuții legate de Direcția de Asistență Socială și de celelalte. Unele se pot face, adică nu vreau să iau apărarea nimănui, dar nici nu știam despre ce înțeles că este vorba despre... Vreau să spun că totuși o parte dintre lucrurile acelea chiar se pot face de către un om și sunt chiar atribuții ale celui care este administrator public al județului Giurgiu. Aici arată într-un fel că președintele are mare încredere în el și îi dă atribuții, pentru că și eu am fost administrator, chiar primul administrator al județului Giurgiu, dar președinții n-au avut așa multă încredere în mine și m-au făcut doar președinte la GLAC, mi-au dat ca atribuții Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului și diverse alte activități mai puțin importante, așa de sonore ca aceea, pentru că cine se va ocupa de lucrurile alea și le va duce la capăt, va câștiga o mare putere politică, în sensul că el va putea veni să spună: eu v-am făcut apa, eu v-am făcut curățenia, eu v-am făcut și v-am rezolvat lucrurile astea. Sunt lucruri importante acolo. Ca oricum, eu așa, în opinia mea, dă puțin peste cap și teoria lui Blaga despre natura umană, nu? El spunea, Blaga,
că esența umană constă în existența într-un mister și pentru revelare. Faptul că noi oamenii trăim și într-o lume a misterelor. Corect. Iată că... Se pare că domnul Răzvan Cuc nu mai trăiește într-o lume a misterelor, nu? Și într-una foarte reală și foarte realistă, da. Eu cred că o parte dintre ele chiar poate să le facă. De fapt, el trebuie să fie un manager bun acolo și să-și ducă la capăt atribuțiile pe care i le-a dat președintele Consiliului Județean. Încă o dată, felicitări președintelui care are atâta încredere în Răzvan Cuc. Deci chiar mă gândisem că o să ies într-o conferință de presă și o să spun că e admirabil faptul că domnul Cuc poate să facă atâtea lucruri și că mă bucur să văd că cineva are încredere într-un administrator public așa cum trebuie și cum este firesc, pentru că profesia asta este un pic, pe de o parte, extrem de nouă, pe de altă parte, primii care au introdus-o în nomenclatorul funcțiilor administrației publice locale au fost giurgiuvenii, prima dată la primărie, prin Mustățea Vasile, care a fost primul administrator public al primăriei municipiului Giurgiu, apoi la Consiliul Județean, prin Ionel Muscalu, care e de față, și noi cred că am încercat să dăm o anumită greutate acestei meserii, acestei funcții, dar la nivel de țară să știți că sunt președinți sau primari care aproape tot ce înseamnă activitatea respectivă din instituție au dat-o administratorului public. Și așa a făcut la început și domnul Barbu cu domnul Vucă. Dacă vă amintiți că cel de-al doilea administrator public al județului, al municipiului Giurgiu, a fost domnul Vucă Emil și acum e domnul Ghiță Nicolae. Deci există deja o tradiție la primărie, iată că se face această tradiție și la Consiliul Județean. Cred că este vorba și de o tradiție așa care ține de... mai ales de perioada asta comunistă, nu? Erai șofer, ți se defecta mașina, tu o reparai, schimbai bujii, doar de bujii, cu componenta bujie de la o mașină, da. Și așa mai departe. Făceai de toate, nu? Vreau să fii și priceput. De totuși, omul potrivit la locul potrivit, da, adică nu, șofer, nu mai repartă. Adică să faci și agricultură și iluminat. Administratorul public nu se ocupă el de asta. El trebuie să fie manager și să-i pună la muncă pe oamenii din domeniile respective. Sigur că nu poate să fie un tip care nu știe nimic despre domeniu și să intervină acolo. Dar nu vreau să discut numai despre asta. Nu știam. Eu m-am gândit că atunci când o să vorbiți despre Titan și despre un om omniscient, vorbiți despre domnul primar Barbu, pentru că dumnealui este cel care în această perioadă arată că se pricepe și la asistență socială și la... O să discutăm și despre... Da. Și despre domnul Barbu, nu? Eu chiar am rămas șocat că mă gândeam că probabil cei de la PSD, șefii domnului Barbu, că chiar dacă el primar, are și șef la partid, nu l-au chemat sau l-or fi chemat, habar n-am, să-i atrag atenția că depășește cadrul ăsta al doctrinei sociale și o să discutăm, Ionel, despre asta, dar apropo despre management eficient, da. Că una de ei, parcă chiar așa se numește, da. De pildă, o decizie luată de către majoritatea zdrobitoare, nu PSD, la Consiliul Județean, este aceea conform cărea ai voie să iei cuvântul în limita 5 minute. Și s-a discutat despre chestia asta în presa filopesedistă, nu? Iată, în sfârșit, eficientizare, o chestie deosebită. Dar în același timp... Asta e o propunere, dacă puțin. Vrei să știi, de la ALDE. Adică e o propunere a noastră, iată. Nu e o propunere a PSD-ului. Ei au acceptat-o și iată mi se pare aberantă, da. Chestiunea asta. Da. Și aici aș veni chiar cu un exemplu. Un manager Neams, care a fost manager și în Germania și în România, și a fost întrebat, domnule, în calitatea dumitale de manager, a existat vreo diferență în demersurile tale în România față de Germania? Ce da. Zice, în Germania, până când luam o decizie, se discuta extraordinar de mult, argumente pro, contra, ore în șir. Dar după aceea decizia luată era executată 100%. În România, deciziile se iau rapid, nicio problemă. Am terminat rapid, a luat decizia numai că nu mai nimeni. Sunt executate 100%. Adică esența democrației, dezbaterea... Deci dacă până la urmă la prima întrebare, asta va fi probabil treaba domnului Cuc, să facă în așa fel încât acele decizii să fie executate, pentru că vezi că toată lumea spune da și sunt atâția yes-meni și în politica locală și peste tot, oamenii sunt speriați. Eu asta cred, că fiecare încearcă să-și...
să-și apere pielea, nu? În general. Și nu mai e vorba de principii, nu mai e vorba de ce au spus ei în campanie, nu mai e vorba de nimic și atunci se supun majorității, în general. Pe de o parte avem o majoritate tăcută, o majoritate de muți care nu vorbesc pentru că ei vorbesc înainte și nu mai e cazul să vorbească și acolo. Pe de altă parte, dacă opoziția ia cuvântul, primarul spune vreți să vă vedeți la televizor, de parcă noi nu ne-am mai văzut la televizor niciodată și n-am apărut niciodată la televizor și asta e dorința noastră cea mai aprigă. Ionel Muscala, acum vorbim despre ce se întâmplă în Consiliul Local. Consiliul ăla, da. Vorbim despre majorități, da? Iar minoritățile sunt cele care trebuie să fie profesioniste, în primul rând, că părerea mea este că degeaba deschizi gura dacă deschizi gura să spui prostii, degeaba deschizi gura dacă deschizi gura să te faci de râs și degeaba deschizi gura dacă tu crezi că cei care se uită la televizor pentru ca să-l vadă pe domnul primar și pe alți domni sunt proști. Nu sunt proști. Oamenii care se uită la televizor sunt specialiști fiecare în ceva. De la datul cu părerea până la specialitatea pe care o face fiecare în parte. Sunt profesioniști care se uită la televizor și urmăresc aceste emisiuni și ei te judecă pe urmă și spun ați văzut, domnule, de-aia n-am votat noi cu aia, că stâmpiți. Sau de-aia am votat cu aia, că nu știu. Pe de altă parte, unii spun cu cine dracu a votat cu ăștia, domnule, dar au ajuns aici, că uite, nu deschid gura. Știi? Și lucrurile astea eu cred că așa trebuie să privite și trebuie să ne gândim un pic în limita legii și în starea de normalitate. Noi ieșim din starea de normalitate. Se pare că după campania electorală care a mâncat mulți neuroni multora, i-a lăsat pe unii așa într-un vid, în pielea goală la creier. Știi? Acum oamenii spun gata, am pus-o, știi? Trebuie să rezolvăm problemele pe care noi le-am hotărât că le vom face. Însă nu alea din proiectul de campanie, nu alea din ce am promis noi că vom face pentru concetățenii noștri, ci alea pe care le-am promis noi în subsidiar sau prin spate că le vom face dușmanilor noștri sau adversarilor noștri. Uite, o problemă așa de, eu cred că giurgiuvenii sunt foarte interesați de chestiunea, este problema transparenței. Dom'le, câți bani s-au cheltuit pentru X, pentru Y, ce firme au câștigat, ce e cu aceste cred firme, de aici și așa mai departe. Adică... Cred că neapărat, iar țin minte că a pus Adriana Anghelescu, a pus o întrebare, nu a fost aspru criticat în presa filopesedistă, cum adică se întreb cât au costat jardinierele, chestiile alea chici din Giurgiu, că să discutăm și despre Giurgiu chici, nu numai despre, mă rog, despre mai multe chestiuni în măsura timpului disponibil, dar până la urmă nu i s-a dat niciun răspuns. Păi ăsta este stilul. Deci nici pentru întrebările pe care le-am pus eu nu mi s-a dat niciun răspuns. Pentru atunci, că atunci am întrebat... Nici acolo nu reușit să... Deci am întrebat, este vreun reprezentant al Direcției de Asistență Socială aici? Și primarul a zis, dar de ce să fie? Nu sunt eu primul edil al orașului deci Giurgiu, nu știu eu, administratorul, administratorul orașului Giurgiu, nu știu eu tot ce se întâmplă. Ba da, sunteți, răspundeți-mi la următoarele întrebări. Și am pus niște întrebări. Și pe urmă zice, dacă citeați materialul, găseați răspuns. Numai că materialul ăla nu dădea niciun răspuns, pentru că el era făcut în așa fel încât să nu dea niciun răspuns. El punea cai în spatele căruței și punea carul înaintea boilor, știi, ceva de genul ăsta, pentru că discuta despre ce o să discutăm noi luna viitoare, dar pe baza ce o să discutăm luna viitoare, luam hotărârea acum să dăm afară niște oameni din activitate. Și o să spune, e aberant ce discutăm aici. Bine, am mai spus pe urmă și la conferința de presă, pentru că pe de altă parte, și am rămas șocat, să știi, pentru că am urmărit pe urmă emisiunea care s-a dat la televiziune și am avut următoarea poveste. Deci de fiecare dată când vorbește primarul, când vorbește președintele Consiliului Local care este ales, se aud așa foarte puternici, bărbați de stat, adevărați, viguroși, știi, zici, domnule, ăștia când spun domnule, cu putere, ei știu ce spun, domnule. Și când vorbim noi, parcă suntem niște puiuțe, și am zis, bă, ce dracu, că vocea mea nu este așa, vocea mea e puternică. Că eu știu să vorbesc la radio, am vorbit la televiziune, am voce, nu merge. Și m-am gândit și cred că e așa. Și pe urmă am să fac acest experiment data viitoare la Consiliu, să mă duc să văd în spate dacă nu cumva și cred că colegii de aici din televiziune știu că dacă îți dă calea mai sus sau mai jos, îți mărește puterea vocii. Și ăștia știi ce cred eu că fac acolo? Atunci când vorbește opoziția, nu doar că îți ia cuvântul foarte repede, dar ăla din spate de la mixer îți taie din puterea ta de voce.
duce așa și tu te auzi dincolo ca și când ai fi un amărât, un de la care e nesigur pe el, nu știi de ce ai venit acolo, de ce te-au ales. Și lucrurile astea e o chestie de șmecherie tehnologică, dacă vrei, pe de-o parte, pe de-alta, spre exemplu, trebuie să fii extrem de atent cu ei. Sunt de o perversitate de-asta legală, elegantă chiar. Adică spun, n-ați putea să-i dați voie doamnei să vorbească înaintea dumneavoastră în timp ce eu vorbeam, știi? Adică eram la cuvânt. Spun, după ce termin? Că, așa ca întotdeauna domnul este cavaler. Adică mă fac needucat și restul. Și rămâi ciocat pentru că ar trebui să-i spui domnului respectiv, dar ce tu ești, albă ca zăpada? Sau ce să-i răspund acolo? E o chestie totuși de bun simț. Nu pot să-i spun lui Gigi Oprișan că e albă ca zăpada. Așa că nu-i spun. Știi? Și tac și-mi văd de treaba mea și aștept să îmi dea cuvântul, să pe urmă l-aud pe domnul primar, că dacă ne respectăm, când iau, pun degetul acolo pe ăla, ridic mâna, vreau să vorbesc, dacă ne respectăm, lăsați-mă să vorbesc întâi eu, v-am lăsat, lăsați-ne să ne spunem punctul de vedere, pentru că în acea ședință de Consiliu, spre exemplu, ultima, era eliminat punctul diverse. Într-un fel, știi, zici, și ce dacă, ce înseamnă chestia asta? Ei, spun eu ce înseamnă chestia asta, pentru că la diverse consilierii de la opoziție ar putea și ei să vină cu diverse probleme, nu? Ale concetățenilor, pentru că primarul, cât ar fi el de primar și de omniscient, omnipotent, omniprezent, eu știu cum vrea el, și cât ar fi și consilierii ceilalți și aparatul propriu al primăriei, nu poate să pună într-o zi toate problemele giurgiuvenilor pe lista aceea de discutat la hotărârile de Consiliu. Și mai sunt și alte lucruri pe care ar trebui să le discutăm. Și când să ridic mâna și să spun, știți, vreau să iau și eu cuvântul, spune la ce să mai ai cuvântul, că s-a terminat ședința. Nu avem diverse. Pentru că diversele au fost șterse de acolo, așa. Și dacă nu ești atent la început când votezi să zici, doamne, dar știți, diversele lipsesc de aici, eu aș vrea să iau cuvântul la diverse. Atunci te trezești la finalul ședinței că te-au fraierit legal, nu-i așa? Tu ai votat. Ești cel care a votat și care a votat alături de ceilalți. Dar ei știu chestia asta, e o tehnică. Pentru că lucrurile astea fac parte, până la urmă, din tehnica, iată, de Consiliu. Era o tehnică parlamentară în care puterea știa cum să saburească opoziția. Și aici saburește opoziția pe de-o parte și pe de-altă parte saburește populația. Pentru că eu vreau să întreb, domnule, când dați odată de țânțari ăștia? Că i-am luat un spray, l-aveam în geantă, dar primarul n-a venit atunci la extraordinară și aveam spray-ul cu nesil. Dar dați, domnule, măcar pe curtea primăriei de țânțari, că deci nu se mai poate. Seara după ora 7 ești mâncat oriunde te-ai aflat în orașul ăsta. Sunt probleme legate de faptul că trăim în într-o vreme foarte rea din punct de vedere meteorologic, iată că așa anul trecut e o secetă puternică. Orașul ăsta, prin orașul ăsta, n-are nimeni cu o stropitoare. Udă gazonașul ăla de acolo, așa, și în rest tot praful, toate lucrurile din orașul ăsta sunt pline de praf, sunt prăfuite. Un oraș prăfuit, un oraș în continuare trist, pentru că nu s-a înveselit pentru că pensionarii se plimbă cu autobuzul. Nu s-a înveselit nici pentru că s-a închis cantina socială și nu s-a înveselit în general orașul după aceste alegeri. Da, o problemă foarte discutată nu a fost problema cantinei sociale, din câte știu eu. Oarecum știi, la un moment dat chiar mă gândeam că, eu sunt un om sincer, mă gândeam că uitându-se la mine cetățenii din acest oraș, zic, ce dracu vrea și ăsta cu cantina lui? Să ducă el la muncă, să ne lase în pace, domne. Ce înseamnă săraci ăștia, să nu știe. Eu însă am venit și am spus acolo un punct de vedere legal. Eu n-am venit acolo să susțin ca cineva care nu muncește sau nu vrea să facă niște lucruri să nu beneficieze. Ceea ce le-am spus tuturor și chiar pe stradă, că m-au oprit oamenii și mi-au spus, să știți că n-aveți dreptate. Domnul Barbu are dreptate. M-au oprit oameni care mi-au spus, domnule, aveți dreptate. Dar de ce? Pentru că ei și-au programat această chestiune. Întâi a ieșit într-o conferință de presă, în a doua conferință de presă, adică a tot aburit poporul cu televizorul și cu presa asta pro-Barbu, că nu e pro-PSD, e pro-Barbu. Că oamenii de acolo nu muncesc, oamenii de acolo sunt niște ultimi oameni, că oamenii nu știu ce. Tu, eu vă spun încă o dată, am fost directorul 10 ani al Direcției de Asistență Socială. Acolo, cei care beneficiază, care mănâncă de acolo, care primesc porție, nu sunt beneficiarii de ajutor social, sunt copiii beneficiarilor de ajutor social care nu mai primesc ajutor social pe baza faptului că acei copii ai lor primesc porțiile acelea de mâncare. Sunt pensionari care au pensii foarte mici și care nu pot să trăiască altfel. Sunt oameni care au pensii mici și care plătesc 30% și am și numărat pe lista aceea și am spus domnului primar care nu au oameni care plăteau 30% ca să primească acele porții de la cantine și mai sunt oameni care se află în imposibilitate, bătrâni singuri, care nu pot
să miște din pat și care primeau și în timpul meu și care presupun că și acum primeau porțiile de mâncare acasă. Cineva de la direcția de asistență socială se ducea și făcea acest serviciu. Pentru că, din punctul meu de vedere, o societate normală, firească, și tot vorbim de europenizare, de nu știu ce, are nevoie de un sistem de servicii de asistență socială care să evite excluziunea socială, să evite ca acele persoane cu minore sau copii să ajungă în starea de a ieși să cerșească. Pentru că, prima dată, sunt mici și nu poate să-ți dea în cap, da? Dar când vor ieși să cerșească pentru că n-au ce mânca sau pentru că părinții îi trimis sau ca așa mai departe, de vină este administrația locală. Administrația care nu vrea să facă ceea ce trebuie și, de fapt, cheltuie mai mulți bani cu oamenii aceia și noi, ca cetățeni, cheltuim mai mult cu niște oameni în loc să dăm 12 lei pe porție pe zi. Care, scuză-mă, dar nu înseamnă nimic în momentul în care cheltui miliarde pe diverse alte lucruri, cum vrea să cheltuie miliarde pe niște WC-uri, nu? Adică nu dăm miliardele la oamenii aia să mai mănânce, dăm la WC-uri. Dăm unde vreți voi, dacă vreți voi așa. Dar trebuie să le dăm judicios și sunt niște reguli care privesc această administrație publică locală. Eu când votez trebuie să văd întâi legalitatea și în al doilea rând oportunitatea. Deci este oportun ca pentru municipiul Giurgiu să întâmple lucrurile astea, pentru că sunt necesare atâtea lucruri pentru municipiul nostru. Sunt foarte multe în continuare nefăcute. Sunt foarte multe idei bune. Sper să facă în acest mandat tot ce și-a propus primarul și tot ce le-a promis, mai ales, nu ce și-a propus, că nu știu ce și-a propus, dar ce le-a promis oamenilor să le facă. Deși să știți că pe la mine vin oameni care mi-arată acel contract cu giurgiuvenii de data trecută și spun: domnul Muscalu, vedeți că aici domnul candidat spune așa, candidatul se obligă, chiar așa mi-a arătat o bătrână, candidatul se obligă ca în două luni de la preluarea funcției de primar să facă parcuri în Tineretului, acolo la CF-uri. Domne, zice, n-a făcut nimic și au trecut 4 ani, nu 2 luni. Da? Și atunci, dacă eu am spus de la început că acel contract cu cetățeanul nu are nicio valoare, nici din punct de vedere legal, nici din punct de vedere nimic. Deci au trecut 4 ani de nimic și acum or să treacă alți ani în care vom vedea dacă se va sălta un pic, poate un pic. Chestiunea este însă că oamenii nu te iartă, nu te uită și chiar dacă toată lumea spune da, dar l-au mai votat odată, eu vă spun încă o dată, nu e adevărat. Nu l-a votat pe domnul Barbu decât oamenii PSD-ului, oamenii pe care îi avea alături și oricum îi avea acest partid. Nu i-avea domnul Barbu. Nu i-a scos dintr-o căciulă, nu i-a scos dintr-o pălărie, nu i-a scos dintr-un buzunar. Niciun partid din Giurgiu n-a reușit să aducă un candidat care să facă în așa fel încât oamenii să iasă la vot. De fapt, pe acest absenteism a ieșit domnul Barbu primar. Domnul Barbu n-a fost votat. Domnul Barbu, pentru că nu s-a găsit un candidat care să-i aducă, să fie contracandidat puternic, să aducă alături de el mulțimea de oameni din Giurgiu, de-aia a ieșit primar, pentru că s-a aflat în funcție, pentru că a putut să mai dea odată acele tichete, acele carduri de transport la bătrâni și să îi mituiască în felul ăsta, punându-și numele pe ele, pentru că Și cu greșeli gramaticale, pentru că pe de altă parte a fost primar și a mai făcut niște lucruri acolo și pe de altă parte că întotdeauna omul care e în funcție are un plus față de ceilalți. Și am mai spus, în celelalte partide n-au avut candidați care să convingă. Asta e clar. Dacă aveau un contracandidat puternic, un om care să vină și să spună alte lucruri decât ce au spus toți, probabil că și să fie credibil, atunci asta era. Presa din Giurgiu descoperă sau redescoperă gunoaiele din Giurgiu și chiar se miră. Da. Devine, bineînțeles, 100% sunt locuitorii orașului Giurgiu. Da. Vreau să spun totuși că am mers de pildă cu un ambalaj de la o înghețată din parcul Mihai Viteazu, mergeam spre gară și nu am găsit niciun coș de gunoi pe partea dreaptă, nu pe partea cu Supeco. Primul coș de gunoi l-am găsit în stația de la Supeco. Până acolo, absolut niciun coș de gunoi. Sunt străzi întregi pe care nu se află niciun coș de gunoi, totuși. Chiar nu se poate rezolva chestiunea asta? Nu e doar acolo. Sunt și în alte locuri și sunt și alte probleme. Acum există acea chestie cu mâncatul de semințe, că n-ai voie să mănânci semințe în parcuri, da, și așa mai departe. La mine, la bloc, spre exemplu, nimeni în blocul meu nu mănâncă semințe. Dar seara vin copiii din cartierul Mărginaș
și mănâncă semințe, scuipă, înjură, beau, fac ce vor ei. Pentru că nimeni nu verifică ce se întâmplă la blocurile astea, da? Dar pe urmă vine asociația și spune, ați mâncat semințe, sunteți niște nesimțiți. Și ne pune acolo o hârtie pe care spune, aveți obligația să vă faceți curat numai în casă, ci și pe lângă casă și pe la bloc și așa mai departe. Și chestiile astea arată de fapt o anumită suficiență, nu-i așa, administrației publice. Suficiență care denotă până la urmă o lipsă de cultură administrativă. Pentru că am vorbit în campanie electorală și o să vorbesc într-una. Eu cred că administratorul acesta, nu public, ci administratorul orașului, edilul, este cel care trebuie să facă în așa fel încât oamenii să beneficieze de servicii publice, de la servicii sociale până la celelalte servicii, servicii de curățenie, servicii de transport, servicii, pentru că asta face, nu? Este prestator de servicii către populație, este plătit să facă lucrurile astea și este plătit în același timp să suporte și criticile celor care le fac într-un fel sau altul justificat sau mai puțin justificat, dar eu spun că mare parte nu fac ce din răutate. Eu nu fac din răutate, nu spun din răutate ceva. Eu chiar vreau ca lucrurile să se îndrepte și să fie în temeiul legii acolo unde sunt ele. Să știți că am văzut la, ziceați de presă, o parte a presei, ca să folosesc așa o sintagmă deja utilizată și istorică, o parte a presei care trăiește bine acum și care va trăi bine următorii 4 ani, să sperăm că va trăi bine mereu. Eu sper că ei vor trăi bine și uitându-se în oglindă, așa, uitându-se la ei în oglindă și spunând, eu sunt un om cinstit, eu sunt un om corect, ceea ce fac eu și ceea ce scriu eu nu face rău nimănui, ci face doar bine comunității în care trăiesc. Dar, dincolo de asta, nu e așa. Deci o parte a presei a fost cea care a ajutat la reînscăunarea domnului primar ca primar și acum jubilează și pe de altă parte vrea sânge pe pereți, vrea sânge în societate, să moară toți ăia care au fost împotriva primarului, să fie dați afară de la serviciu, dați afară din case, loviții, driviții, domn primar, dar nu faceți mai mult, domne. Sunt ăștia care, dincolo de domnul primar, sunt cei care stau în spatele lui acolo și spun, dar mai tare, mai puternic, vă rog eu, știți că, de fapt, aveți priză la populație. Poporul așa vă vrea. Omorâți-i, călcați-i pe grumazi. Păi, terminați-vă cu asta. Oamenii nu sunt așa. Oamenii sunt oameni. Oamenii sunt oameni firești, oameni normali, oameni care așteaptă și puțin omenie. Oameni care așteaptă și puțin creștinism până la urmă într-o societate de asta în care, iată, totul devine tulbure. Când deschizi televizorul și nu pe Giurgiu TV sau pe alte, ci pe canale naționale sau internaționale, unii chiar mai citesc și presă internațională, există acum internet, îți dai seama că trăiești într-o lume tulbure. Că s-ar putea ca de la toamnă încolo lumea pe care o cunoaștem noi să nu mai existe. Și atunci, toate lucrurile astea care astăzi lor li se par atât de stabile, atât de cronice, atât de, eu știu, de neschimbabile, să nu mai fie. Și să devină victimele propriilor lor acțiuni, pentru că așa e viața. Când faci ceva cu ură, cu răutate, împotriva cuiva, se întoarce întotdeauna împotriva. Am să vă spun asta din suflet și din ceea ce am văzut în viață. Am constatat și o chestiune asta, chiar am scris un articol despre asta. Articolul era intitulat De la Dumitru Beanu la cultul personalității, în care aduceam acolo în față, nu, faptul că Dumitru Beanu este atacat cu ură și chiar mă întrebam eu, iarăși de o anumită parte a presei, mă întrebam proporțional cu ce, eu știu răspunsul proporțional cu ce, dar nu o să-l dau ca să nu jignesc, și că este atacat și cu o furie calibanică. Mi-am permis să inventez aici un cuvânt, nu l-am mai găsit în altă parte, este vorba despre Caliban, mă rog, și personajul lui Shakespeare, sigur, dar adus în prim plan de Oscar Wilde, nu, care a scris el și a scris celebra prefață la portretul Dorian Gray, și acolo vorbește despre furia lui Caliban atunci când își vede chipul în oglindă și furia lui Caliban atunci când nu își mai vede chipul în oglindă. Vorbeam mai devreme despre obiceiul de a te uita unul, în oglindă. Unul dintre viariși continuă să-l atace pe... E vorba despre jurnal Jujuan, continuă să-l atace pe Dumitru Beanu, despre care spune că s-a canibalizat. Vreau doar să-i atrag atenția că există o diferență radicală între Caliban și Caniban. Nici o legătură. La fel cum nu este nicio legătură nici între cabală și cabalin.
mă rog. Uneori nu suntem atenți când citim, se mai întâmplă. Bine, pe de altă parte, atunci când citim, nu e neapărat că nu suntem atenți, unii chiar nu prea știm ce citim. Adică ni se pare nouă că știm ce citim, sau suntem noi foarte deștepți, așa, dar nu suntem, știi? Și și asta o treabă, că ce să faci cu unii care chiar nu știu? Ce să faci cu niște oameni care chiar nu pot mai mult decât fac sau decât arată? Poți să faci ceea ce știu și ce pot. Eu cred că în lumea asta este nevoie de toată lumea. Și de oameni care știu și de oameni care nu știu, pentru că fiecare în felul lui își face treaba. Și își face treaba unul acolo, unul acolo, unul acolo. Problema noastră este că aici în România încă n-am știut să ne punem toți acolo unde știm să facem treaba. Și că, pe de altă parte, atunci când ajungi într-o treabă, într-o funcție sau într-o, eu știu, într-o profesie, se trezesc încă 70.000 de inși care zbiară că tu n-ai ce căuta acolo. Chiar dacă tu ți-ai făcut datoria, chiar dacă tu n-ai creat niciodată nicio problemă, chiar dacă tu ai adus plus valoare, chiar dacă tu ai știut să manageriezi bine, bine povestea aia. Eu, spre exemplu, m-am trezit de foarte multe ori, mai ales în momentele de cădere, nu în cele de ridicare, că, ca să răspund așa cumva la ceea ce spui despre Bean, că atunci când ești căzut, atunci se trezesc ăia care până ieri erau prietenii tăi, de presă mai ales, asta local, să sară pe tine și să-ți dea niște picioare în gură, că tot nu poți să te ridici, că ești căzut. Spre exemplu, domnul Gaghi, prietenul meu, când eu am fost dat afară de la OSIM, el a început să scrie acolo, că nu aveam ce căuta la OSIM, că una alta. Deși eu am condus OSIM-ul, cred eu, foarte bine, deși cred că în perioada aia am reușit să fac, în primul rând, să pun ordine, pentru că fuseseră niște ani de dezordine acolo, iar cel dinaintea mea are dosare penale, etc. acolo, și a trebuit să luptăm pentru a pune ordine, în primul rând, pe urmă să creștem nivelul serviciilor, să aducem proiecte europene, iar acolo este un domeniu în care nu sunt proiecte ca pe axele celelalte, ci trebuie să te duci direct la instituția mamă importantă europeană, lucru pe care l-am făcut și pentru care sunt foarte mândru și pe care l-a continuat și Andrei Alexandru și sunt mândru că l-a continuat și că nu l-a oprit și că astăzi poți să accesezi de acasă pe site să cauți despre mărci la nivelul întregii Uniuni Europene și nu mai trebuie să vii de la Baia Mare, de la Suceava, de la Constanța, de la Giurgiu, să te duci până la București. Sunt lucruri în care pe toată lumea care investește ceva în România, care cheltuie bani în România, îi ajută să cheltuie mai puțin. Deci noi am cheltuit 6 milioane de euro de la nivelul, nu noi, ei au cheltuit, ei au venit, au implementat proiectul aici cu specialiști din Uniunea Europeană. Noi n-am făcut decât să semnăm acordul, dar să-i convingem că faptul că ei vor veni aici, noi le vom pune la dispoziție tot ceea ce înseamnă logistică și celelalte pentru ca să poată să pună acest proiect în aplicare. Și au venit și l-au făcut și merge. De asemenea, când am fost la ANOFM, o instituție mamut cu 3500 de angajați, cu reprezentanță în fiecare, cu filială în fiecare județ, cu filiale locale și așa mai departe. Am avut un an și ceva în care am condus acea instituție, iată, au trecut aproape 10 ani și ce s-a spus vreodată despre mine că am condus rău acea instituție? Nu. Direcția de muncă și protecție socială, unde am dat examen, un examen foarte greu, pentru că acolo era o doamnă care condusese bine și dumneai ei acea instituție, dar care avea conexiuni foarte puternice, doamna Vasilina Cojocaru, și care rămăsese prietenă pe la București cu cei care puneau piedici acestei schimbări. Și atunci am dat examen la funcția publică, a fost acolo toată lumea, adică nu se făceau prostii sau n-am știut subiectele ca alții, nu am făcut tot, peste tot unde m-am angajat, am dat examen. Și vine domnul Gaghi, zice, ăsta care a fost doar numit de către Iliescu, nu putea să mă numească domnul Iliescu decât în funcțiile politice. În cele publice nu prea să putea. Decât aici, la primărie, unde sigur am spus-o de la început, așa a fost, recunosc și eu am lucrat foarte bine cu dumnealui și n-am avut niciodată a-i reproșa nimic, decât la final când i-am și spus anumite lucruri, dar am rămas lângă el pentru că îi port în continuare un respect și pentru că mi s-a părut că a fost un bun administrator al acestui oraș. Până una alta s-a dovedit că așa a fost. După el nu s-a mai întâmplat nimic. Se pare că, la fel ca vorba lui Ceaușescu la Micu, unii nu sunt în stare nici să zugrăvească ce a făcut Tasu. Iliescu nu e tatăl meu, dar multe dintre lucrurile pe care le-a făcut nu se întâmplaseră în Giurgiu și vorbim aici, dacă tot vorbeai de parcul Mihai Viteazu, de bulevardul Mihai Viteazu, de deschiderea orașului către Dunăre, de centura începută pe malul Dunării, de iluminatul public și de subsol, de faptul că avem acum gaze,
canalizare nouă. Eu mi-amintesc că Giurgiu se inunda la fiecare ploicică. Acum se inundă mai greu și se inundă mai ales din cauza nepăsării, pentru că mă uit acum la gaigărele alea, sunt înfundate, lucruri care nu se întâmplă atunci când era Iliescu, pentru că le verifica. Le verifica în fiecare seară, se ducea, căuta gospodarul, trebuie să știe ce se întâmplă în oraș. Și da, în perioada aceea m-a lăsat să fac o direcție de asistență socială care era aproape prima pe țară ca și importanță pentru cetățean. Și n-avea nicio acțiune politică. Noi n-am politizat asistența socială. Noi nu ne-am dus să-i spunem unuia, ești sărac pentru că ești în partidul cutare sau că votezi cu cutare. Asta e o aberație. Deci e sărac pentru că e sărac, vai de capul lui. Fie că e motive din cauza lui personale, fie că societatea este așa cum este. Dar pe de altă parte, dacă tu ca reprezentant al asistenței sociale nu-ți faci datoria, tu ai omenire la fel ca și medicul, la fel ca și pompierul. Tu, ca asistent social, trebuie să fii asistent social. Și despre asta cred că putem să vorbim 3 emisiuni. Ori lucrurile astea pe care le-am făcut pe acolo, eu cred că le-am făcut bine, nu știu. Nu vreau să mă laud acum singur, că nu miroasea bine, dar asta spuneam, că atunci când cazi, vine unul care zice că îți fie prieten și îți dă niște șuturi în gură. Și zice, dar de ce mă dai? De ce dai, mă, de ce dai? Da, că uite, acum nu poți să răspunzi. Într-adevăr, doi oameni remarcabil în opinia mea, deputatul Florian Nicolae și Dumitru Beanu, au fost făcuți praf și după alegeri, nu? Păi da, mai ales asta după ce nu mai era caz, da? Pentru că asta e, lasă oamenii în pace, bun, asta e, s-a terminat. Asta au fost alegerile, ați câștigat, vedeți-vă de treabă, impuneți-vă agenda publică, faceți ce trebuie pentru oraș, arătați că puteți. Dar nu, pentru că de fapt ei trebuie să umple vidul, spațiul gol în care nu se întâmplă nimic. Și pentru că ăla pe care ei l-au susținut că va face și va drege și n-a făcut și nu drege, atunci ei se iau tot de alții că tot merită. Adică și așa nu mai pot răspunde. Televiziunile astea și asta și cealaltă sunt aproape închise. Alaltă am văzut că în revizie tehnică asta este ținută de voi, că așa vreți și că vă felicit pentru că sunteți niște oameni curajoși, niște oameni care nu se lasă așa doar pentru că niște oameni politici vor să distrugă niște lucruri și eu cred că veți avea până la urmă succesul pe care îl meritați, dacă se poate. Depinde cum răspunde și orașul, comunitatea, dar vedem că nu e o comunitate care să răspundă. Este o comunitate apatică. La teatru nu merge, la fotbal nu merge, la nimic din ce ar merge nu merge, fiecare merge unde vrea. Știi, Giurgiu? Dacă vrea, merge la pește, dacă vrea, merge în fața blocului, dacă vrea, merge la un bar, dacă vrea, merge pe jos, nu știu. Fiecare merge unde vrea. Și, pe urmă, ce face? Se adună și spune, doamne, nu e nimic în orașul ăsta. Dar orașul ăsta care oferă cu bani mulți, un teatru, o bibliotecă, cinema nu mai există de foarte multă vreme, dar s-a închis tot pentru că nu se ducea nimeni nici la cinema, știi? Și lucrurile astea se întâmplă pentru că există o relație biunivocă, nu există o relație din asta așa, cineva trebuie să dea, s-a terminat cu datul ăla, știi? Chiar citeam ieri un interviu al fiului lui Camil Petrescu, unul dintre fiii lui, care doi, care a fost în New York, a fost și șofer de taxi, a fost și tip care se ocupa cu banii, cu investiții, cu nebunii, s-a întors în România și îl întrebau despre comunism. Și spunea, doamne, eu cred că această chestiune legată de comunism este o mare de invidie. Deci eu, zice, am înțeles abia acolo când am ajuns, de ce folosesc englezii oximoronul ca pe un oximoron fraternité, liberté, égalité, pentru că nu se poate, zice. Oamenii sunt niște indivizi care fiecare în parte este într-un fel. Este într-un fel și nu trebuie să invidiem că unii sunt mai deștepți, unii mai frumoși, unii mai bogați, unii mai săraci. Nu trebuie să-i certăm pentru că sunt săraci. Nu trebuie să îi urâm pentru că sunt bogați. Trebuie să înțelegem că sunt așa cum au ajuns și că noi, la rândul nostru, trebuie să încercăm cu forțele noastre să fim cinevaul pe care ne dorim să fim. Da. Interesant. Discutam noi mai demult, dacă îți mai amintești, am fost invitați la o emisiune, era o campanie electorală, parcă europarlamentare. Da. Nu? Și discutam despre mândria de a fi român, nu, sloganul lui Ponta, cu care eu nu eram de acord. Mândria e un păcat, poți să fii mândru numai pentru o realizare, nu? Da. Dar care sunt meritele tale că ești român și așa mai departe.
Și la final, după ce s-a terminat emisiunea, mi-ai spus, nu, hai că ți-am tras. Tu n-ai zis că ești mândru, că ești român, ai pierdut voturi. Ce vreau eu să zic? Doamne, nu s-ar putea să nu mai există această ruptură între viața politică, nu, și viața normală, cotidiană, de zi cu zi. Păi tocmai asta depinde, e că... numai puțin, Ionel, la ce mă gândeam. Mă scuzi, tu încerci să nu fie o ruptură radicală fără discuție. Și nu numai tu, și Adrian Anghelescu și mai mulți. Adrian Anghelescu de la PNL. Deci oameni deosebiți, nu vă apreciez foarte mult. Asta e situația. De pildă, cei de la Partidul Mișcarea Liberală s-au reîntors acum la PNL. Ce părere ai tu despre asta? Păi, Mișcarea Liberală nici de a existat. Am spus-o aici și atunci, am spus-o tot timpul, da? Am spus că nu e vremea independenților și nici a Mișcării Liberale. Mișcarea Liberală s-a inventat... Că tot mi-ai mai zis, dacă m-a spus, că PNL-ul mai avea nevoie parcă de 300 voturi. Sau... Da, ei mai aveau nevoie de 3 voturi și noi de 300 ca să scoată încă un consilier. Deci dacă cei care au plecat la Mișcarea Liberală nu plecau, dacă mai ceilalți care au mai plecat independenți nu plecau, poate că strângeau și voturile acelea și astăzi în Consiliul Local domnul primar nu mai făcea ce face. Este o chestie, ai dreptate. Nu m-am gândit la asta, dar mă pot gândi de acum. Întoarcerea aceasta e ciudată. E ciudată, poate, din ce am citit eu, domnul Ștefan zice că e o chestie pragmatică, pentru că voturile pe care le-a pierdut la locale le va lua la parlamentare și, da, vezi, este pragmatic, dar un pic imoral. Pentru că, în același timp, tu ai pierdut ca partid posibilitatea să ai un viceprimar, ai pierdut ca partid posibilitatea să conduci, într-un fel, comunitatea și să-ți impui proiectul legat de acest oraș și apoi întinzi mâna după fiul risipitor, nu? Cel care ți-a răspândit averea, pentru că asta e, cei de la Mișcarea Liberală sunt fii risipitori și lor li se dă acum haina cea mai bună, lor li se taie vițelul cel gras și ei sunt puși în funcții, nu? Și în aceeași măsură, da, ceilalți care au rămas, au muncit și s-au zbătut acolo, rămân să muncească în continuare, să lipească afișe în continuare și să se gândească, domne, da, e bine ce se întâmplă. Eu acum, dacă aș fi unul dintre versații politicieni giurgiuveni, aș spune cei nemulțumiți să vină la ALDE și acolo veți găsi un partid în care nu se întâmplă așa ceva. Nu spun asta, dar dar spun că nu e chiar cușer așa. Deci ție cum ți se pare? Bun, nu, și mie mi se pare puțin, de asta zic, este ruptura asta radicală între viața politică și viața cotidiană, fiindcă în viața de zi cu zi, dacă îți face cineva ceva la genul acesta, nu, îți întoarce spatele, te înșeală sau și așa, mai departe, nu? Cum zicea și René Descartes, doamne, dacă simțurile te înșeală o singură dată, nu mai ai încredere în simțuri. Deci s-au cam terminat lucrurile. În politică nu este așa. Păi da, probabil că în politică, în partidul ăsta liberal, sunt oameni înțelegători, mai ales că ei vin de la PDL. Deci cei care sunt înțelegători și care conduc PNL-ul la Giurgiu și în țară, nu mai sunt PNL-ul, sunt PDL-ul. Și ei nici nu mai au cu cine să facă politică. Presupun că, având în vedere faptul că mulți dintre peneliștii adevărați au plecat, mai plecaseră și colegii, s-au gândit să-i aducă înapoi, pentru că ei reprezintă, până la urmă, ultima sămânță liberală de acolo, din partid. Eu nu sunt de acord cu tine. Poți să nu fii, că n-am zis să bine, de acord. Da. Fiindcă sunt liberal tineri deosebiți, cei care sunt și în Consiliul Local, nu, pe care am avut ocazia să-i cunoști, profesioniști în viața de zi cu zi, nu, la locul lor de muncă, oameni absolut remarcabili și, repet, tu și cu Adrian Anghelescu reprezentați un test pentru partidele voastre. Eu vreau să dacă spun acest ceva. Test va fi ai zis că nu mai există o comunicare directă, de fapt, între omul politic, nu mai vede ce se întâmplă pe stradă. Eu spun încă ceva. Noi avem niște legi foarte bune în țara asta. Legile noastre, dacă ar fi aplicate cum sunt ele făcute și cum au fost gândite, legile astea te-ar obliga și ca politician, și ca om, și ca cetățean să fii unul lângă altul. Să cunoști până la urmă de ce se întâmplă lucrurile așa și nu altfel. Spunea un prieten de-al meu irlandez cu care sunt foarte bun prieten și care lucrează în asistența socială, care este scriitor, care este freelancer, care este susținător al politicii irlandeze în Europa și al faptului că ei se ocupă cu voluntariatul, știi foarte bine, în Giurgiu
Combăr este una dintre asociațiile de oameni care au venit și au făcut pentru persoanele cu dizabilități foarte mult. Ori John Mulligan, el este vorba, spunea că acolo deputatul cunoaște pe toți oamenii din circumscripția lui. Și am zis, e imposibil așa ceva. Cum să cunoască omul ăsta pe toți din circumscripția lui? Și zis, în primul rând că este de foarte multă vreme deputat. Și stabilitatea pe funcția aceasta nu este dată de partidul său, ci este dată de o politică coerentă, de faptul că ce a promis s-a ținut de cuvânt și a încercat să demonstreze în ani de zile, intrând însă în fiecare casă, bătând la fiecare ușă și stând de vorbă cu fiecare în parte despre problemele lor. Noi am fost în campanie la fiecare casă, am bătut la fiecare ușă. Și după campanie am aflat că unii au fost deranjați de faptul că le-am bătut la ușă, că i-am întrebat ce vor să facem și că i-am întrebat și că i-am rugat să ne susțină, desigur, că nu ne-am dus să facem campanie pentru alții. Dar aici este o problemă de mentalitate. Vezi tu, cetățeanul nostru nu vrea să fie deranjat acasă. De ce să vină el la mine acasă? Dacă nu te duci, spune, n-a venit. Dacă te duci, spune, da, ce ai căutat? Deci, suntem ca într-o scriitură a lui Creangă, dă-te încolo, vină încoace și ești binișor, nu-mi da pace. Așa că eu cred că adevărul este întotdeauna la mijloc. Și mai e o chestie. Și de ce m-am gândit eu că oamenii ăștia așteaptă mită electorală? Pentru că am auzit că s-a dat. Nu știu, n-am fapte dovedite, n-am dovezi. Dar am auzit că s-a dat și de data asta. Noi știm că n-am dat și că am fost și mai cinstiți. Și corect. PNL-ul nu a dat. Așa. Și că alții au dat. Dar oamenii de pe stradă așteaptă ca politicienii să-i plătească serviciul de a merge la vot, pentru că zice așa, dacă tot îl votăm, ăla oricum fură 4 ani. Păi dacă ăla fură 4 ani, că se duce acolo, nu ne dă și nouă ceva din ce fură el, când poate să-i dea lui? Atunci când îl alege, pentru că după aia știe că se duce la primărie sau la consiliu sau unde se duce, bate la ușă, bună ziua, bună ziua, ce vreți? Păi vrem să ne înscriem într-o audiență. Da, sunteți înscriți peste 6 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Și atunci, sigur că omul zice, stai mă puțin, acum l-am prins pe ăsta. Și dacă tu te duci și vrei să faci politică, cum am făcut noi, cinstită, corectă, loială. Zice, bă, dar ăștia dacă nu dau nimic, de ce să-i votez? Știi că gândești așa? Deci nu se poate. România, indiferent ce vorbim noi, este o țară care mare mult pe drumul dezvoltării și pe de altă parte vedem că această generație tânără cu care, chiar dacă ești profesor și presupun că încerci să-i înțelegi, chiar dacă sunt, lucrez în domeniul public de ani de zile și încerc și eu să-i înțeleg, nu mai avem multe în comun. Deci viața lor este diferită de viața noastră. Viața lor este mult mai pragmatică decât viața noastră. Ei au mai puține vise, ei au mai puține iluzii, mai puține prejudecăți și au mult mai multe perspective pe care și le fac știind clar ce își doresc de la viață. Noi, generația mea, generația voastră, generațiile noastre, suntem un pic mai așa, mai romantici, ca să zic așa, în viața socială, mai neobișnuiți cu a cere și a ni se da. Ei știu că trebuie să li se dea pentru că așa trebuie. În primul rând, după 89, toți părinții au încercat să fie buni cu copiilor, au încercat să le dea tot ceea ce cer și să facă tot ceea ce pot ca să le dea. Și eu, și tu, și toți. Pentru că am zis, gata, măcar acum copiii noștri să nu aibă viața pe care am avut-o noi. Și în același timp i-am lăsat liberi. Fiți liberi, copii, ca păsările cerului. Și sunt liberi. Și au început să plece. Spania, Italia, Germania, Irlanda, Belgia, etc. Și când te uiți în jur, nu-i mai găsești. Pe de altă parte, pe cei care îi găsești, fie n-au putut să plece, fie n-au avut curaj să plece, fie și-au găsit aici de lucru, fie fiecare și-a rezolvat problemele, însă ei au aceleași așteptări ca și cei care au plecat. Vor ca România să fie așa cum arată la televizor, cum arăta în campanie, ca în Germania. Vor ca lucrurile să fie ca, eu știu, în Marea Britanie sau într-o democrație din aceasta foarte puternică, dar în același timp ei nu fac primul și cel mai obișnuit gest pentru ca această democrație să se instaureze. Faptul de a merge la vot.
Vedeți că marea discuție acum în spațiu public este legată de votul prin corespondență pentru cei din străinătate. Și de fapt, cât s-au înscris? 3.000 de oameni, asta da? Puțin, stai puțin, păi, dar înseamnă că până acum ce am făcut? De unde au apărut sutele alea de mii care au schimbat președinți, care au schimbat, care l-au impus pe Băsescu, care l-au impus pe Iohannis, care l-a impus pe Cutare în locul lui Cutare, care au schimbat, eu știu, harta puterii în România, care au făcut în așa fel încât să nu pice Băsescu la un moment dat. Deci asta demonstrează că, de fapt, noi suntem niște oameni manipulați și că încă aceste lucruri se întâmplă la un nivel extrem de, de mare, de puternic și de rău pentru România. Hai să schimbăm puțin. Te rog, sigur. Discuția. Este august. Tu aș, vacanță. Aș recomanda, da. E și vacanță, nu? Aș recomanda, eu știu, două cărți. Una da. Dintre ele, Lumina de August al lui Ian Faulkner, nu s-o citească cei care n-au citit-o și chiar de recitit, eu mai am puțin și oare citesc, nu știu pentru a câta oară, dar în același timp și o carte, un roman superb al lui Ionel Muscalu. Pe care nu poate să-l citească pentru că nu s-a lansat încă. Înger de ceară, nu? Da. Care, mă, dacă vrei să și arăți da. Romanul, este... Ionel Muscalu debutează ca romancier cu această ocazie. Noi ne-am obișnuit cu Ionel Muscalu, poet. Dacă vrei să da. Spui și câteva cuvinte despre acest roman. Eu am încercat să scriu un roman ca o poezie. Un roman care să fie altceva decât ceea ce există în general. Să fie o carte pe care să o poți citi de unde vrei. Să încep cu sfârșitul, să încep cu începutul, să încep de la mijloc. Sigur, trebuie să citești tot capitolul, că altfel chiar n-are sens. Dar, pe de altă parte, de oriunde începe și oricum te duce în carte, să găsești la final aceeași... Să-ți faci tu ca la Ikea. Îți iei niște lucruri, vrei să faci un pat, îl montezi într-un fel sau altul. Ori de unde ai începe, tot la patul ăla să ajungi. Așa și cu romanul ăsta. De orice capitol ai începe să-l citești, tot la un roman să ajungi. Pe de altă parte, sigur că am scris despre niște stări de spirit, nu despre oameni. N-am scris despre niște oameni pe care i-aș fi cunoscut. Nu i-am cunoscut. Am scris însă despre niște stări de spirit și despre niște lucruri care s-au întâmplat în România, despre lucruri care astăzi nu mai contează, pentru că mă gândeam chiar că dacă astăzi faci ceea ce făceau protagoniștii acestui roman, nu se întâmplă nimic. Asta e. Ori atunci era cu totul altceva. Vezi, de fapt, România s-a dezvoltat într-un anumit sens. Mentalitatea s-a schimbat. Astăzi nu mai ești supus oprobriului ca în acea perioadă a majorității, a comunității, a comunității barem-rurale, nu mai vorbim ce era, nu? În România, înainte de 89. Dar și în oraș trăiai în această comunitate și aveai o problemă. Și cred că mulți oameni au avut probleme pentru că nu s-au supus așa mentalității generale. Erau adevărați eroi, cei care înfruntau până la urmă lucrurile care se întâmplau și care într-un fel sau altul erau firești. Să te îndrăgostești era normal și este normal oricând. Să fii om, să fii milos, să fii toate lucrurile astea. Dar vezi, în aceeași măsură oamenii au avut temeri. Oamenilor le-a fost frică. De-a lungul tuturor secolelor, de-a lungul mileniilor, s-au luat rar de către cei aflați la putere. Puțini au avut curajul de a se lua de cei care erau la putere. Și eu cred că chiar mă întreba un coleg de-al tău într-o emisiune despre faptul că, vezi, Doamne, totuși românii și-au pierdut această capacitate de a lupta cu puterea. Eu cred că n-au avut-o niciodată. Eu cred că întotdeauna românii au avut această capacitate la pământ. Când vorbim și despre haiducie... Și proverbele, totuși, de pildă, capul noastră, plecat, sabia nu-l taie, da. Și mai multe sunt, da. Sunt enorm de multe. Adică asta pentru că ei și-au dat seama în timp că singura posibilitate de a rezista invaziilor barbare, eu știu, otomane și așa mai tătare, chiar ale domnilor care veneau pe aici doar ca să jefuiască, să umple sipetele cu aur și să plece. Că noi când vorbim despre istoria noastră, puțin știu istoria românească de fapt și cât
de mult s-a furat în țara asta. Că nu se fură astăzi cât s-a furat de-a lungul timpului. Ionel, s-a furat enorm. Da, se trece timpul. Timpul a trecut. Bine, despre roman n-am ce să spun deocamdată. Va fi lansat la bibliotecă. Mie mi-au dat 20 de exemplare ca drept de autor. Le-am împărțit prietenilor. Tu ești unul dintre ei, cei care le-a citit. Mulțumesc. Și, în general, cei cărora le-am dat nu le-au citit. Doar câțiva l-au citit. Li s-a părut greu. Și lansarea, până la urmă, o să o faci, da? Da. O să fie și o lansare, deși mă gândeam să nu o fac, dar mie nu mai îmi place tipul ăsta de lansare, giurgiuvean așa, în care mâncăm pișcoturi, bem suc și luăm cartea acasă, după care nu o citim, o punem undeva. Da, ideea mea era să o faci în altă parte, în sfârșit, pe care ai renunțat la... Nu m-am gândit la nimic încă. O să vedem și cum stăm cu starea vremii. Ionel Muscalu, mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult telespectatorilor pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Ne revedem vinerea viitoare la Iluzii, Prejudecăți, Perspective.